Băieți și fete, bine ați venit la Nu alege casa greșită în Minecraft. În clipul de astăzi avem casa lui Huggy Wuggy, casa lui Kissy Missy, casa lui Granny și casa lui Mickey Mouse și trebuie să o alegem pe cea corectă. Rămâi până la final să vezi dacă am făcut decizia bună. Astăzi, băieți și fete, ne aflăm pe o hartă foarte specială de Minecraft. În episodul de astăzi ne vom juca Nu alege casa greșită, însă de data aceasta, boys, avem niște case mai speciale, pentru că nu sunt niște case normale, ci sunt niște case foarte, foarte lungi. După cum vedeți, boys, aici, bă, casa asta e extrem de lungă și cam așa sunt toate, boys. Și fiți atenți, cea mai tare parte este că această hartă am primit-o de la o abonată. După cum vedeți, boys, a făcut aici lângă chestul nostru să fie o fată ca să se știe că harta este primită de la o abonată. Și într-un fel, boys, harta și jocul ăsta se numește Nu alege casa lungă greșită în Minecraft. Cam asta e treaba. Și mi-a spus că această hartă are o poveste super interesantă și specială. Ei bine, băieți și fete, eu zic să nu mai pierdem timpul, să nu mai stăm aici pe loc și să începem să ne jucăm harta, să vedem dacă într-adevăr este așa de mișto cum spune abonata noastră. Hai să vedem, băi, ce avem aici în chest. Ok, deci avem un set full de armură de diamant, o sabie de bedrock care are 18 atac damage, în care dă aproape de 3 ori cât o sabie de diamond, dar am înțeles așa. Avem un lever, 32 de pâini și 8 golden apple. Mamă, dar ce casele astea, boys? Adică, bă, așa la prima vedere casele par foarte micuțe, însă, bă, uitați-vă cât de mari sunt. Bă, sunt gigantice, sunt super, super lungi. Hai să vedem. Bun, și avem acolo o carte care probabil o să ne explice harta și ce o să trebuiască să facem în ea, teoretic. Hai să vedem. Citește aici. Salut, Maru, și bine ai venit la harta mea în care nu trebuie să alegi casa lungă greșită. Harta mea are o poveste mai specială. Hai să auzim povestea, boys, să vedem care-i treaba. Toată lumea să fie atentă. Este vorba despre un băiețel pe nume Toby. El a venit aici pentru a se juca cu personajele lui preferate, Huggy Wuggy, Mickey Mouse, etc. Ei bine, lucrurile au luat o mare întorsătură și acum Toby a fost dat dispărut. Ok, însă se presupune că este undeva în casele din față. În fiecare casă vei găsi un indiciu care te va ajuta să-l găsești pe Toby. Sper să reușești și vreau să facem 3000 de like-uri pentru harta mea. Ok, boys! Vă sună super interesant, e ceva mai special decât de obicei, pentru că trebuie să mă duc în case ca să găsesc indicii pentru a-l găsi pe frățiorul Toby. Nu uitați neapărat să apăsați butonul drag să vă abonați. Sora noastră a zis să facem 3000 de like-uri, eu zic, voi să hai să facem măcar 4000-5000 să o surprindem. Eu zic să nu mai pierdem timpul și să începem într-adevăr, boys, episodul. Bun, o să merg prima dată în casa asta. Casa e super lungă și este casa lui Huggy Wuggy. Hai să vedem ce voi găsi aici, boys. O să deschid. Mama, am găsit tort. Oameni, mă, și toate chestiile astea, stați puțin. Bă, deci nu vreau să avansez în casa lui Huggy Wuggy fără să-mi dau un golden apple, pentru că nu se știe niciodată ce o să facă frățiorul cu mine. Hai să vedem aici, avem acolo ușă, hopa! Bă, și vă ceva, cred că e Huggy Wuggy. Mamă, bă, ok, boys, îl mănâncă pe ăla, what? Bă, îl mănâncă pe ăla care e acolo, voi vedeți? Bă, mănâncă omul care... Mamă, nu-i bine deloc. Mamă, Huggy Wuggy, vin aici, frățiorul meu. Mamă, ce de... Bă, mamă, cu asta de bedrock spart absolut tot. Vin aici, frățiorul meu. Mamă, dai. Mamă, vine și ăla, Huggy Wuggy, nu-i bine. Uai, uite-l pe ăla, uai. Mamă, sunt mai mulți. Ok, boys, deci, bă, voi ați văzut că îl mânca pe ăsta care stă aici. Mamă, what? Mamă, ce m-am speriat, erau de la el. Bun, hai să vedem aici ce găsim în chestul ăsta. Avem un coaj diamond stick de asta care o să ne ajute să ne batem cu ei foarte, foarte bine. Vedeți că cu sabia de bedrock, asta e o chestie super, super mișto. Orice aș sparge, se sparge. Uite, dau click și s-a spart, ca și cum aș fi cu game-ul sau ceva de genul. Bun, următorul Huggy Wuggy, frățiorul meu, îți spun, zice, n-ai absolut nicio șansă, mai ales cu experiența mea în domeniul de omorât Huggy Wuggy. Bun, și am reușit, boys, să anihilăm casa Huggy Wuggy. Bă, what? Mamă, dar tu se mai dă în mine. Bă, dar eu am rămas șocat, voi ați văzut că ăla îl mânca pe ăsta, gen... Cum e asta posibil? În fine, bun. Hai să vedem aici, boys, ce avem în acest chest. Indiciu hashtag 1. Let's go, băieți. Primul indiciu și un lever. Probabil leverul este de la casa lui Kissy Missy. Hai să vedem care e primul indiciu. Hai să ieșim din casa asta ca să fim toți în siguranță până la urmă. Și vreau să citesc neapărat primul indiciu să văd care-i treaba, boys, și de ce este primul indiciu. Let's go. Îmi e foame, îmi e sete, n-am mai văzut lumina soarelui de zile întregi, doar aceste gratii. Deci poetul, nu, deci
În cartea asta zice că, bănuiesc că e o carte scrisă de Toby, un mesaj scris de Toby, e foame, e sete și n-am mai văzut lumina de foarte multe zile decât de după gratii. Adică asta înseamnă, boys, că Toby este ținut captiv undeva după niște iron bars, după niște gratii. Ok, deci sper că asta trebuia teoretic să ne arate primul indiciu. Bun. Deci, bă, merge bine treaba. Hai să vedem. Hai să mergem. Stai și să pun că aici în ordine, știți cum îmi place mie. Hai să mergem la următoarea casă. La casa lui Kissy Missy. Sunt super, super curios ce voi găsi și aici. Mamă, deci aici sunt numai cărți. Cărți și sânge, nu știu ce combinație asta. Hai să mergem, uitați-o aici, boys, pe Kissy Missy. Mamă, uitați-o. Mamă, sora mea, ești moartă, tu un doi ai murit. Hai, lasă-mă, moră, da. Bă, mai moare, bă. Ați urmă, mă, că Hagi-Wagi, bun. Dar avem ceva aici, avem vreun chest prin camera asta, gen, a trebuit să ne uităm de un chest sau ceva de genul ăsta. Dacă vreau să spar, boys, nu mai iau asta. Bă, uitați-vă cum sparge, efectiv, n-am niciun stres, bă, cu asta o să le liberez pe frățelul nostru, Toby, pe bune, vă zic. Bun, mai avem aici încă o, încă o chestie misi de asta, vin aici, mă, vin, mă, și mor odată. Mă, adică, bă, uite, ea e drăguță, nu știu dacă vrea să-mi facă rău, hai că nu vrea să-mi facă rău, dă-mi-l pe Toby înapoi, sormea. Lasă-mă pe mine în pace, bro, și dă-mi-l pe Toby înapoi. Bun. Am reușit să o anihilăm și pe asta. Hai să vedem ce avem în chestul ăsta, boys, până la urmă. Let's go. Bun. Indiciu hashtag 2. Let's go. Deci am ajuns la indiciu cu numărul 2 și încă un lever. Vreau să văd dacă filmez să mă asigur. Mamă, deci, mamă, iar îmi iau damage, mamă. Bun. Avem indiciu hashtag 2. După cum vedeți, totul e anihilat aici, boys. Deci, bă, sabia asta e mult prea mișto. Uitați-vă, gen, dacă sparg asta, de exemplu, ce e aici? Mamă, aici jos e apă. Oh, shit, oh, shit, nu vreau să pic acolo. Mamă, ce m-am speriat. Deci, bă, mi se pare așa de ciudat că a pus fata asta lângă chest, gen. Adică, nu știu cum, a pus aici bariere. Adică, dacă fac așa, pot să o mor, nu? Mamă, dar nu vreau să mor. Nu vreau să te mor, să-mi așa că stăm acolo. Hai să vedem. Indiciu hashtag 2. Când îmi dă de mâncare, îi simt mirosul urât. E dezgustător. Miroase a șobolan. Ok, boys, deci frățelul Toby ne mai zice că persoana, creatura care l-a răpit miroase a șobolan și că miroase super, super urât. Bă, teoretic, dacă stau să mă gândesc, sunt convins că în viața reală toate personajele din aceste chesturi miros foarte, foarte urât. Nu știu, având în vedere că mai avem două case, mai avem casa lui Granny și casa lui Mickey Mouse, bă, s-ar putea să fie și Granny care îl ține captiv pe Toby, având în vedere că, bă, 100% Granny miroase urât, adică e o babă care e moartă, care de fapt nu e moartă, e super, super complicat. Însă, boys, bă, mi-am dat seama de ceva. Deci, casa lui Mickey Mouse, gen, e Mickey Mouse, e șoricelul și zice aici ceva de șobolan. Poate Mickey Mouse îl ține captiv pe Toby, gen. Zice, miroase a șobolan. Mickey Mouse șoare cu, până la urmă, nu? Nu știu, boys. Eu zic, fel, mergem în casa Granny, vedem dacă mai găsim vreun indiciu acolo și după mergem și în casa lui Mickey Mouse. Bun, băieți și fete, luăm levorul și să intrăm în casa lui Granny. Let's go. Bun, am pus așa. Mama, am intrat aici, bă. Oh, boys, sunt gratii. Ok, deci bă, în primul indiciu ni s-a zis că și că nu vede nimic, ca doar prin gratile astea. Mamă, ce am apăsat? Bă, ce am apăsat, boys? Nu știu, am apăsat o chestie. Indiciu 1, ia fii atent. Doar aceste gratii. Zice ceva de gratii în indiciu ăsta. S-ar putea să fie Toby aici în casa asta. Hai să vedem, avem un topor. Ce am putea să facem cu toporul ăsta? Ah, mamă, uitați-vă. Bă, deci după ce că sunt uși, mai sunt și baricadate cu... cu lemn de ăsta, bă, s-ar putea, boys, s-ar putea pe bune ca Toby să se afle în casa lui Granny. Sunt foarte multe indicii care duc aici, adică, bă, până la urmă, miroase urât, îs gratii, e totul baricadat, hai să vedem care e treaba și să începem, let's go. O să mă duc foarte, foarte rapid să văd dacă îl găsesc pe Toby, let's go, hai să vedem. Uite pe Grandpa, Grandpa, zic sincer, mamă, one shot a fost Grandpa, n-a trebuit să ne complicăm cu el. Nimic, aici se merge și în față aici la Granny. Let's go. Uite-o și pe Granny. Mamă, ești și tu, ești one shot, nu mai. N-ai ce să mă complic cu tine. Bun. Nu am nimeni, am reușit să omorăm și pe Grandpa și pe Granny și nici urmă de Toby până la urmă. Adică, bă, toate niciodată s-au acolo cu gratile, cu mirosul, însă până la urmă cred că e în casa lui Mickey Mouse. Hai să vedem aici, boys, ce avem. Avem un lever și un pickaxe de diamond care este indiciu numărul 3. Ok, boys, nu știu ce a trebuit să fac cu pickaxe-ul ăsta de diamant care e indiciu numărul 3. Haideți să mergem până la să luăm leverul și să mergem în casa lui Mickey Mouse. Cred că acolo voi găsi, mamă, voi găsi răspuns la toate întrebările pe care le caut.
Mamă, boys, lăsați-mă în pace. Deci, bă, dar aici sunt și gratii, man. Eu credeam că aici, pe bune, se află frățiorul Toby, gen. Mamă, ce aici? Bun, am ajuns, boys, și în casa lui Mickey Mouse. Let's go. Nu prea pare prietenoasă casa, fie vorba între noi. Hai să deschidem astea. Ama, indiciu 3 ne-a dat asta pentru că trebuie să spargem aici. Hai să vedem. Mamă, am spart, ok. Ok. O cameră complet goală. Oh, oh shit. Boys? Oh, like Donald Duck? What? Donald Duck, tovarășul lui Mickey? Frățiară, Aro? Băi, mamă, ce... Și se va de mine, bă, Aro. Și Mickey, ai ochii roșii, băi. Mamă, voi îl vedeți? Mori. Bă, deci, bă, dacă dau un el și el dă mine, automat. Mori mă odată, bro, mori, nice. Asta, bă, stai pe dificultatea normală. Bun. S-au auzit niște sunete. Deci l-am omorât pe Donald Duck, boys. Acum să mergem în față. Deci, bă, casa lui Mickey Mouse era și Donald Duck era în vizită, boys. Care-i treaba? Hai să mergem și pe aici, let's go. Oh, unde pe Tommy? Uite pe Mickey, mama mea. Mickey vrea să mă moare. Frățiorul meu, frățiorul meu, bă, Mickey. Lasă-mă, frățiorul, în pace. Bă, mamă, 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 mamă. Nu, 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 că-s prins aici. Bă, fă ceva, fă ceva, let's go. Mamă, fă ceva, bă. Uite, frățiorul Mickey e prins acolo, trebuie să le eliberez pe Toby. Uite-l pe Toby aici, frățiorul Toby. Mamă, vine aici, vine aici. Toby, ieși, ieși de aici, Toby. Frățiorul, l-am eliberat pe Toby, l-am găsit. Mamă, și Mickey tot stă acolo. Bă, de asta e să-l execuți și pe Mickey dacă tot. Ia, vino, mă, aici, șmechere, că răpești tu pe Toby, let's go. Deci, boys, toate indiciile au avut sens. Adică, într-adevăr, Mickey Mouse, vă dați seama că miroasea șobolan, având în vedere că era și varianta aia ciudată, rău de tot. Și printe gratis, era în gratis. Let's go, Toby! Ai fost eliberat, frățiorul! Hai, uite cum se uită la mine! Da, într-adevăr, da, știu, mi-asum meritele. Ai și ceva recom... Opa, avem aici. Mulțumesc că m-ai salvat, uite ce are recompensa. Ok, multe diamante și o chestie? Psycho... o mașetă de psihopați? Probabil, bă, cred că asta e mașina lui Mickey Mouse cu care se bătea el cu mine. Asta e recompensa ta, frățiorul Toby. Mulțumesc mult, bun băie și fete. Ha, ce hartă mișto, super, super mișto harta. Am reușit să-l recuperăm pe frățiorul Toby. Vino cu mine, frățiorul, vino cu mine. Am reușit să o dăm parte în parte cu toți mobii și să-l eliberăm. Toate indiciile au dus aici. Ei bine, băie și fete, cam cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like. Eu am fost Marusiancu și ne vom vedea curând cu episodul noi. Și vreau să mulțumesc acestei abonate pentru că a făcut harta asta super interesantă. V-am pa pe toți și vă urez o zi minunată. Baftă în weekend, gen, să aveți grijă de voi. Pa, pa!